Vă salut, prieteni, și bine ne-am regăsit pe canalul Pasiune și Natură. Avem un pește ceva mai bun de data asta. Am dat pălăria jos că am observat că nu mi se vede fața. Dar am folosit-o pentru că aveam părul ca un cuib de păsări. Așa că am folosit-o. Am reușit și am scos crapul din ceata din față. Este tot acolo. Încearcă să intre în ea. Sperăm că nu îl pierd. Este un crab mai frumos. S-a îndepărtat puțin. Dacă deja se vede la suprafață. Cred că este al nostru. Nu știu dacă se vede pe filmare. E bun. În 3 kg cu siguranță le are. Mă ocup de el că a intrat în curentul apei. Și după cum știți, pe apă curgătoare se folosește peștele de curentul apei. Așa că foarte supărat. A fost agățat. Probabil că nu a mai fost agățat niciodată. Iată, dragi prieteni, este al nostru. Are, așa cum am spus, în jur de 3 kg. Îl vom cântări imediat.
Iată. 2 kg 665. Acest pește a fost foarte, foarte nervos, foarte supărat că l-am agățat. Îmi a distrus montura. Practic firul de păr nu mai există. Dar a avut un drill plăcut. M-am distrat. Îi mulțumesc, vi-l arăt și le liberăm. Ia uitați-l. Încă se înfoaie. Foarte supărat. Foarte, foarte supărat. Prieten, am mai prins un omititel de grădiniță. Am deschis mai târziu pentru că s-a dus în plop. Am reușit să-l scot de acolo. Fiind omititel, nu a opus mare rezistență. Acum îl am aici în față. Am să-l scot pentru că mi-a încurcat montura. Plopul acela. Ia uitați ce a putut să facă. A încurcat-o total. Am 4 fire. E bine că l-am scos. Nu e mare. Să zicem o jumătate de kilogram. 600 de grame. Să-l cântărim. Incredibil, 850 de grame. Pare mai micuț. E bine, mă bucur. Să vedem peștele acum. Iată-l. Un mic cosaș. E lung. De asta m-am păcălit. E lung, dar e frumos. Așa că îl voi elibera. Tocmai strângeam să plec. Mai aveam o lansetă în apă. Și a mai venit un
Crăpuștean. Am lăsat să se joace până am montat din nou trepiedul. Acum să vedem dacă a meritat. Am prins. Unul mai negricios nu are mai mult de jumătate de kilogram. grame. Bine. Azi grădinița grădi. Asta e. Ia uitați-l. Este negricios. Este sănătos. Îl voi elibera repede. Să nu cumva să pățească ceva. De data aceasta chiar voi pleca, deja strâng minciocul, asta înseamnă că s-a terminat. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest videoclip.